Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, aici la Sănătatea Fără Frontiere. Așa cum v-am obișnuit, săptămânal aducem alături de noi medici de top din Turcia. Astăzi vorbim cu medicul chirurg Ozan Andaç Erbil. Vorbim despre ceea ce înseamnă afecțiunile biliare. Hello, doctor. Nice to talk to you. Hello, how are you? Very well. Thank you. Doctor, we'll do this interview in Romanian. So I'll ask my first question in Romanian for your translator. Ce tipuri de plângeri există atunci când vorbim de pietrele cauzate de problemele legate de vezica biliară? De ce ar trebui să creeze suspiciuni? Ne pe amici skipitash var safrakisise. Nasıl ilk bilgilerine ve nasıl ilerliyor? Özellikle karnın sağ üst tarafında ağrı, yağlı yemeklerden sonra ve çikolatadan sonra artan ağrıdan şikayetçi olur en çok. De cele mai multe ori, când începem să avem probleme cu fierea, după ce mâncăm ceva mai gras sau după ce mâncăm dulciuri, începem să simțim o durere în partea dreaptă, în partea ficatului. Deci, în momentul în care, după mâncare de dulciuri și grăsim, începe să aveți puține dureri, este prima simptomă. Practic, acesta ar fi primul simptom. Spuneți-mi, vă rog, ce categorie de persoană este predispusă acestei afecțiuni? Hangetarskişiler daha çok safrakesise problemi yaşıyorlar. Nereden bilebiliriz? Genelde bayanlarda, 40'lı yaşlarda, sarışın ve şişmanlarda. Zice, în general pentru doamne, după vârsta de 40 de ani, mai mult pentru doamnele puțin mai plinuțe și doamnele cu tenul mai deschis sunt mai predispuse pentru piatra la fiere. Mesela, hanımefendiyi tam göremiyorum ama spiker adayımız, spikerimiz de buna aday, kendisini bir kontrol ettirsin. Zice, și pentru dumneavoastră, deci vă vede acum pe dumneavoastră, știți că sunteți predispusă pentru piatră la fiere. Am înțeles. Vreau să vă mai întreb cum sunt diagnosticate exact pietrele la fiere. Diyoki, tam olarak nasıl teşhis koyuyorsun? Safrakesise taşın var. Bu şikayetlerle gelen hastalarda ultrasonografi veya işte Romanya'da ekokardiyografi diyorlar. Ultrasonografi yapmak yeterli. Radyasyon yok. 1-2 dakikalık bir işlemle hemen teşhis konulabiliyor. Teşhisi çok basit artık. Zice, acum în această perioadă foarte ușor se poate afla de piatra la fiere făcând o ecografie. Prin ecografie și nu suntem supuși la radiații, imediat se observă dacă avem piatră, mâl sau infecție. Bazen nadir durumlarda MR gibi ayrıntılı tetkikler gerekebiliyor ama genelde ultrason yeterlidir. Dacă se văd anumite complicații la ultrasonografie, atunci se face o tomografie, dar astea sunt cazuri foarte rare. Pentru a avea toate detaliile. Foarte rar se face tomografia. De ce se formează, domnule doctor, pietre în vezica biliară și ce putem face noi pentru a preveni așa ceva? Dio, neten safrakesise taşı oluşturuyor ve taş olmaması için önceden ne yapmamız lazım? Safranın içerisinde kolesterol var. Safra salgısının içerisinde ve bilinmeyen bir sebeple bu kolesterolün konsantrasyonu değişiyor. Devam edeceğiz sence. Deci, în primul rând, în vezica biliară este o consistență de colesterol mai intensă. Nu se știe încă de ce, dar acest colesterol își schimbă viscozitatea, își schimbă forma. Bir süre sonra çökelme oluşuyor bir çeşit. După ce schimbă și forma, începe să pice, să se depună, începe să facă depunere. O să avem și niște imagini care o să ruleze în timp ce vorbiți. Ascult.
kaynağında bir şeyler veriyor. O çökelmenin etkisiyle de bir süre sonra taşlaşmaya başlıyor. Și atâta timp cât se face depunere în vezica biliară, acea depunere se întărește mai mult și atunci devine piatra. Deci, în fond, piatra este ceva, un colesterol mai intens. Bunu engellemek için bir şişmanlamamak, kilo almamak lazım. Yağlı ve çikolatalı yiyecekleri yenilebilir tabii ki ama abartmamak lazım. Deci pentru a previne, în primul rând, trebuie să consumăm alimente fără grăsime sau cu grăsime vegetală și dulciurile. Dulciurile creează foarte mult pietre la fiare. Bineînțeles că nu spune că nu trebuie să consumăm deloc, dar să fim foarte mult de echilibru cât consumăm. Yağlı ve yumurtalı, çikolatalı yiyecekler safrayı fazla salgılanmasına sebep oluyor ve bu sistemi yoruyor. Çok çalıştırıyor. O zaman da taş oluşumu riski artıyor. Deci toate produsele și alimentare cu grăsime forțează fierea să lucreze mult mai mult. Cu cât lucrează mai mult, cu atât există mai multă depunere. Bun, vreau să mai știu, domnule doctor, dacă această afecțiune se moștenește, dacă este ereditar. Bilme istiyor, hırsı olabilir mi? Aileden gelen bir... Evet, özellikle annede taş olması, safra kesesi taşı olması çocuklarda olma ihtimalini yaklaşık 18 kat arttırıyor. Da, este ereditară și se spune că cel mai mult de la mamă se trage. Dacă mama dumneavoastră a avut piatră la fiere, copiii de 18 ori mai mult pot să aibă piatră la fiere. Deci mai mult de la mamă este ereditar. Care este, domnule doctor, tratamentul în cazul în care avem de-a face cu astfel de pietre? Nasul de daviolul taşlar bulunduarda. Tek bir tedavi yöntemi var, ameliyat. Zice, există un singur tratament și acela este operația. Bu taşları eritecek, yok edecek herhangi bir medikamente yok elimizde. Şu andaya kadar bulunamadı bir ilaç ki. Siz de romence. Mă scuzați, vă spuneam tot pe turcește. Până în prezent nu s-a găsit un medicament care să piseze, să sfărâme piatra. Nu există până în prezent. Ameliyattan başka çare yok. Deci, în afară de operație, nu este altă cale. Bun, și care este procedura? Cum se efectuează exact, domnule doctor, această intervenție chirurgicală? Ve o zaman ameliyatı nasıl oluyor? Onu anlatabilir misiniz? Sabah ameliyat olan hasta, benim hastalarım için söylüyorum. Bir hasta sabah safra kesesi ameliyatı olduğu zaman akşam taburcu olur. Zice, în primul rând vreau să vă spun că este, în ziua de astăzi este foarte ușor. Cel puțin eu vorbesc despre persoanele pe care le operez eu. Dimineața le internez și seara pleacă acasă. Bazen bir gece yatırdığımız oluyor. Foarte rar o noapte rămân la spital. Sonrasında 2-3 gün rapor veriyoruz, yani dinleniyor. Ama bir haftadan sonra rahatlıkla işine dönebilir. 2-3 zile le dăm raport și poate să stea acasă, dar într-o săptămână maxim pot să-și reia activitatea din orice punct de vedere. Ameliyat kapalı yöntemle yapılıyor, laparoskopik. Eu fac operație laparoscopic, deci operație închisă. Ameliyattan sonra çok fazla bir ağrıları olmuyor. Nu există dureri nici în timpul operației, nici după. 3-4 saat sonra, ameliyattan 3-4 saat sonra kalkıp yürüyüp gezip dolaşıyor ve yemek yemeye başlıyor. După 3-4 ore de la operație, persoanele se ridică, încep să meargă și încep și să consume alimente. Biz bunlara artık tıpta günübirlik cerrahi diyoruz. Çünkü o gün içerisinde bitiyor. Deci la noi în această perioadă se spune operație zilnică, deci doar pentru o zi. Așa este numită în Turcia. Buradaki önemli noktalardan birisi safra kesesi ameliyatı bütün dünyada sık yapılan bir ameliyat ama önemli olan şey bunun üzerinde yoğun çalışmış bir cerraha, bunun üzerinde tecrübe etmiş bir cerraha ameliyatı olmak. Çünkü bu çok hakikaten zor olmayan, basit olan bu ameliyat
çok problemli bir hale de dönüşebilir acemi ellerde. Este o operație foarte ușoară, dar pentru medicii care profesează foarte mult. Cu cât se fac mai multe operații de fier, un medic, cu atât are o experiență mai bună. Chiar dacă este o operație ușoară, trebuie foarte bine ales medicul care îți face această operație. Mesela bizim geçen hafta Romanya'da gelen misafirimiz sabah uçağıyla geldi. Biz onu öğleden sonra ameliyata aldık. Ertesi gün öğleden sonra uçağıyla Romanya'ya geri gitti. Săptămâna trecută a avut un pacient din România. L-a operat, a venit cu avionul de dimineață, l-a operat și cu avionul de 10 seara s-a întors în România. În aceeași zi. Practic, din ce reușesc eu să înțeleg de la dumneavoastră, domnule doctor, aici vorbim doar de perioada aceea de recuperare pe care o implică anestezia. Diochi de Burdan, eu nu-mi ghisa de ce anestezii sureci, vujută anestezicic mă sână, nu știu de. Da, dreptate. Ameliat, o, aslında ameliatın gerçek kendi süresi 10-15 dakika ama tabii narkoz alıyor, anestezi alıyor, anesteziyi atıyor. Tabii ki ameliyathane işleri bir saat sürüyor. Ama benim yaptığım işlem 15 dakika. Da, aveți dreptate. În fond, operația, exact, deci cât lucrez acolo pentru a scoate fierea sau piatra, durează 15 minute. Dar, bineînțeles, persoana pentru a fi pregătită cu anestezie și tot procesul, intrarea în amorțire și dezamorțire durează mai mult, dar operația în sine 15 minute. Vreau să vă mai întreb dacă această afecțiune poate fi confundată cu alte tipuri de afecțiuni. Sorma chestio, bubi karışmolabilir mi? Diyorsun ki safraki ama başka bir şey olabilir. Bunu oluyor mu? Evet, olur. Mide gastrit hastalıklarıyla çok karışır, ülserle çok karışır. O yüzden bazen tabii ki endoskopi yapmak, işte ayrıntılı tetkiklere girmek gerekebiliyor. Her karnının üst tarafı ağrıyan kişinin safra kesesi olacak diye bir kural yok. Ayrıntılı tetkikler gerekebilir. Da, zice, se întâmplă foarte des, dar înainte de a da diagnosticul, trebuie foarte bine cercetat, pentru că poate fi confundată cu gastrita de la stomac sau cu colită sau cu alte probleme ale stomacului și atunci se face endoscopie și ai siguranța, deci descoperi care este. Deci trebuie foarte bine cercetat înainte de a face operația. Poate fi confundată cu altceva. Am înțeles. Unde se duce exact bila atunci când îndepărtăm ceea ce înseamnă vezică biliară? Diochi, să fac chisa lândă anda. Nasul bisal gădei și o caragierde. Neolui orozamal. Ha. Bu önemli bir soru. Zice, îmi place această întrebare, e o întrebare foarte importantă, foarte bună. Bilerek ya da bilmeyerek herkesin bana sorduğu çok önemli bir soruyu sordu. Zice, de obicei foarte multă lume mă întreabă îmi pune această întrebare. Çok büyük bir yanılgı var. Safra kesesinden salgılanmaz. Zice, este o mare păcăleală. O mare, oamenii greșesc crezând că ceea ce varsă vezica urinară, deci secreția vezicii urinare, crede că este produsă de vezica biliară, mă scuzați. Ceea ce varsă vezica biliară, credeți că este produs de ea, dar nu este produs de ea. Safra, karaciğerden salgılanır, safra kesesinin içinde konsantre hale getirilir. Deci, secreția vezicii biliare se produce din ficat și se strânge în vezica biliară. Deci ficatul, chiar dacă scoatem vezica biliară, ficatul tot produce acea secreție. Deci asta se confundă. O yüzden biz safra kesesini alınca vücudun safrası azalmıyor. Aynı kalıyor. Deci de aceea când facem operația de vezică biliară, nu înseamnă că nu mai avem secreție. Deci ficatul continuă să facă secreția. Ve zaten safra kesesinin içinde taş oluşmuş ise o safra kesesi artık fonksiyonel değildir. O zaten bozuldu.
Zice, și tocmai aceasta este problema, că în momentul în care în fiere există pietre, deci ea nu mai este nu mai e folosibilă. Deci ficatul tot așa și continuă, ca și cum ea n-ar fi, numai că ne dă dureri. O izdan nici pe cel mai. Deci nu se întâmplă nimic. Am înțeles. Există pentru pacient, domnule doctor, probleme pe termen lung odată ce vezica biliară este îndepărtată? Yuki, să vă gândiți o dată însura. Și mi-e din. Am o zumbi sureci, pe care să ne surecine. Mi probleme era atât de vârjut. Dünya tarihindeki en eski iki tane ameliyat var. Zice, în la noi pe pământ, cele mai sunt două operații foarte vechi, de ani de zile făcute. Cele mai vechi operații din lume sunt bir tanesi kasık fıtığı, diğeri de safra kesesi. Kasık fıtığı. Deci una este hernia de la intestin și a doua fierea, operația de fiere. Safra kesesi ameliyatı yaklaşık 120 yıldır yapılıyor. Operația de fiere se face de 120 de ani pe pământ. Ve elimizde uzun dönem sonuçlarının hepsi var. Și avem foarte multe date din de când se fac în această perioadă, deci extraordinar de multe date avem. Ve hiçbir negatif etki yok. Și nu s-a auzit până acum nimic negativ, nu avem nicio dată negativă. De atâția ani se face și nu avem nimic. Uzun dönemde de hiçbir şey olmaz. N-am auzit de nimic că se poate întâmpla ceva pe o perioadă mai lungă. Esas ameliyat olmazlarsa olur. Zice, dar dacă nu fac operație, atunci se întâmplă. Foarte multe modificări se întâmplă. Da, pentru că a spus că singura modalitate de a rezolva această problemă este intervenția chirurgicală. Câte zile, domnule doctor, trebuie un pacient să rămână în spital după o astfel de operație? Ok, tek ameliyat dediğiniz için kaç gün kalması lazım hastanede bir hasta? Bir gün. O singură zi. O singură zi. Și după cât timp se poate întoarce la serviciu? Pe kaç gün sonra işe gidebilir? Bir hafta 10 gün sonra. După o săptămână sau cel mult 10 zile. O recuperare foarte rapidă, așadar. Çok hızlı bir iyileştirme. Tabii, laparoskopik olması sebebiyle laparoskopik ameliyat yaptığınızda bu böyle. Bir de ben iyi bir cerrahım. Diyor ki, a spus că acesta este avantajul operațiilor laparoscopice și în afară de asta eu sunt un chirurg foarte bun. Suntem cu toții convinși de acest lucru, domnule doctor. Ne puteți oferi câteva informații despre felul în care un pacient trebuie să se îngrijească, să spun așa, după o astfel de intervenție chirurgicală? Dacă există anumite lucruri pe care trebuie să le facă? E ok, ameliata flora. Ne edicate tolmasă la azi în salar. Pișele. İlk bir ay fazla yağlı ve yumurtalı yiyecekleri yemiyor. Onun haricinde ne istiyorsa yiyebilir. Bir aydan sonra yavaş yavaş onları da yemeye başlayabilir. Zice, eu recomand ca în perioada de o lună de la operație mâncăruri grase și ouă să nu folosească. După o lună, încet, încet, poate să înceapă să mănânce, dar o lună să nu mănânce ouă și grăsimi. Și dulciuri? Betatlă? O iubire, fiți cu sorin. Acelea poate să le mănânce. Nu e domnul? Ați anticipat oarecum următoarea mea întrebare, dar eu o să o adresez. Există o dietă anume pe care pacientul trebuie să o urmeze? Răspunsul, așa cum zice, nu, numai în prima lună pentru a ajuta să se recupera foarte bine, atât, în rest nu. Normal. Trebuie să pacientul să aibă grijă în mod special la ceva anume? Sau bişey çok özellikle bir şey dikkat etmesi lazım. Ağır kaldırma yoksa bir şey. Ona da yani ameliyatı yaparken göbekten girdiğimiz
kameranın girdiği yer var. Orası bir 15-20 gün oraya dikkat etmek lazım. Fazla ağır kaldırmamak lazım. Onun haricinde 15-20 günden sonra normal hayat, isterse her şey serbest. Zice, o săptămână, 15 zile, datorită faptului că intrăm pe burtă la proscopii și este o intervenție, doresc ca persoanele operate să nu ridice greutate, să se ocotească puțin, să nu ia infecție unde este un centimetru deschiderea, doar atât, doar să fie puțin atenți. Și pentru că ați vorbit de infecții, domnule doctor, care sunt șansele să, ca un pacient să dobândească o astfel de infecție după operație? Ok, ameliat surecinde, eu s-a ameliat în sonra, infecțion capulabilir mă, bir problem olabilir mă? Çok şişman insanlarda olabilir, onun haricinde olmaz, imkansız. Zice, la oamenii foarte grași putem observa infecție, dar în rest, la oamenii normali, cu kilograme normal, nu se întâmplă nimic. Din ce cauză apar aceste infecții la oamenii? Neden infecțiunilor și şişman insanı. Onların da kanlanma bozuk, kan, o bölgeye kan az gidiyor. Bir, ikincisi, yani Türkçesi yok, yağ hücreleri ölüyor ve akıntı yapıyor. Zice, sunt două motive. În primul rând, prin grăsime, circulația sângelui nu este atât de rapidă și încetinind, deci poate exista infecție. Și a doua, unde a avut loc intervenția, anumite celule de grăsime își pierd din funcționare și atunci se transformă în... Ve şişman hastalarda diabet fazladır. Și în al doilea rând, în alt scop, oamenii grași întotdeauna sunt diabetici și știți că diabetici întotdeauna au probleme cu rănile. Se vindecă mai greu. Se vindecă mai greu, da. Domnule doctor, facem un exercițiu de imaginație, să spun așa. Un pacient, în cazul de fapt unui pacient, a fost detectată o astfel de piatră în vezica biliară în timpul unui control de rutină. Nu are niciun fel de plângeri, nu are niciun fel de simptom, nu îl deranjează cu absolut nimic. Este nevoie de o intervenție chirurgicală? Doctor Bey, farzedelim ki bir kişi, evet, test yaptı ve gördü ki safra kesesi taş var. Ama hiçbir ağrı var, hiçbir rahatsızlık yok. Şimdi hiçbir şey. Okay. Gerekli mi o zaman ameliyat? Evet, mutlak ve mutlak. Da zice, neapărat și neapărat. Şimdi kıyafetim için özür dilerim. Zice, îmi pare rău pentru... A ieșit chiar din sala de operație. Chiar îl vedeți, este cu uniforma pe el. Kasık fıtığı ameliyatından çıktım. Şimdi biraz sonra... Zice, am ieșit dintr-o operație de... De hernie. Și peste câteva minute... Biraz sonra bir safra kesici ameliyatı alacağım. Intru într-o operație pentru vezica biliară. Tam da sorunuzun cevabı. Exact a unei persoane cum ați întrebat, fără niciun fel de durere. 32 yaşında bir kadın. 32 de ani, o doamnă de 32 de ani. 3 sene önce ultrasonda safra kesesinde taş saptanmış. Acum 3 ani a descoperit că are piatră la fiere. Ama ameliyat olmamış. Și nu a făcut operație. Bugün bana çok şiddetli ağrılarla geldi. Acum operează de urgență, deci a venit la urgență cu dureri extraordinare. Ve işin kötü tarafı şu anda 4 aylık hamile. Și cea mai mare problemă care o am, operez o femeie însărcinată, în 4 luni însărcinată. Intru acum în operație. Ve şimdi 3 sene öncesine göre çok daha riskli bir ameliyata girmek zorundayız. Și acum este o operație mult mai riscantă pentru că s-a mărit, este mult mai riscant. Çünkü hastanın safra kesesi iltihaplandı ve gebe. Deci pentru că s-a și mărit și a făcut și infecție fierea și mai este și însărcinată. Este o operație mult mai dificilă. Tabii ki istemiyoruz ama mesela şu anda bir düşük tehdidi var. Dar dacă nu îi facem operație de fere, va pierde sarcina. O yüzden safra kesesi problem yaratmasını beklememek gerekir. De aceea nu trebuie să așteptăm să se agraveze boala.
să se agraveze cu fierea. Şimdi zamanımız var mı bilmiyorum ama belki bir sonraki toplantımızda da problem yaratırsa ne olur? Onu konuşmamız lazım. Acum nu știu dacă o să mai avem timp, dar vreau să vă spun că dacă se poate altă dată să vorbim despre operațiile care se agravează boala ce se întâmplă. Çünkü problem yaratmaya başladığı zaman bir sürü problemler birbirini tetikliyor ve hakikaten hem ameliyat zorlaşıyor hem hasta bir gün yatacağına bir hafta. Benim 45 gün yatan hastalarım oldu, yoğun bakımdan çıkarttığım hastalar oldu. Yani çok problemli şeyler oluşabiliyor. Pentru că atunci când se complică, nu se complică numai fierea. Deci se complică, sunt în lanț, încep mai multe boli. Deci am avut numai de la fiere care nu a vrut să opereze și a continuat, a rămas 45 de zile în reanimare. Deci atâtea probleme o complicație a avut așteptând. Deci, practic, din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, domnule doctor, vorbim despre o intervenție chirurgicală relativ ușoară, dar dacă lăsăm timpul să treacă și nu efectuăm controle de rutină, le-aș putea eu numi, se poate ajunge în situații foarte grave, de genul celor prezentate de dumneavoastră. Eu ben șoanda în adânc, cioc basit bi ameliatan, beclerken, GD problemler ilele. Da, exact acest lucru a vrut să spună. Da. Her yıl şu anda kaç yaşında? Zice, câți ani aveți acum, dumneavoastră? Özür dilerim. 42, domnule doctor. 42 yaşında. Tamam. Safra kesesinde taş olduğunu düşünelim. Zice, să ne gândim că aveți acum piatră la fiere. Zice, să ne gândim. 60 yaşına geldiğinde... 60 yaşına geldiğinde, şu anda safra kesesindeki taşı diyelim hiçbir sorun yok. 60 yaşına geldiğinde %18 ihtimalle, yani ki %20 eder, %20 ihtimalle ya pankreatit, yani çok problemli hale dönüşür. Să ne gândim că acum la vârsta aceasta aveți piatră la fiere. La 60 de ani, gândiți-vă, deci se mărește 20 de ori, ori aveți pancreatită, ori altă boală mult mai complicată. Her yıl %1 eklenir. Zice, fierea în fiecare an 1% crește. Cresc și complicațiile cu 1%. O yüzden lütfen safra kesesinde taş saptandığı zaman şikayetim olsun da doktora gideyim, şikayetim olsun da ameliyat olayım diye beklememek gerekir. 1. 2. Şikayet olmuş ise bunu daha fazla uzatmamak, daha fazla beklememek. Mümkün olan en erken zamanda ameliyat olup kurtulmak gerekir. De aceea când auzim sau când în urma unui control, dacă descoperim că avem pietre la fiere, trebuie acționat imediat. Chiar nu trebuie întârziat și de cele mai multe ori se duc, insistă la mai mulți medici doar să nu fie, se facă operație. Nu există altă cale pentru fiere. Ben Kocaeli'de çalışıyorum. Zice, eu lucrez în Kocaeli. İstanbul'un yanındayız. Suntem lângă Istanbul, primul oraș. Bu şehirde ana safra kanalını temizleyebilen tek doktor benim. Zice, eu sunt singurul medic care curăț canalul de fiere. Că uneori pietrele nu sunt în fiere, coboară pe canal. Sunt singurul medic care fac această operație. Tatilden geri çağrıldığım dönemler oldu. Zice, și am fost de multe ori de urgență chemat din concediu să fac această operație. Bana bir şey olsa o zaman ne olacak? Zice, mie dacă mi se întâmplă ceva, ce o să fie? Ce o să se întâmple după aceea? Sunt singurul care o fac. O hastaların da safra kesesinde taş vardı ve kanala düştü. Mă scuzați, n-am auzit? Pe dumneavoastră nu ar avea cine să vă ajute, domnule doctor? Diyor, sizin yardıma edecek kimse yok mu diyor, ne olacak? Ben de yetiştiriyorum birilerini. Zice, și eu am asistent și îi învăț, pentru că doresc să învăț să... Ama benim kadar tecrübeli değiller daha. Dar trebuie foarte multă experiență și muncă pentru asta. Söylemek istediğim, problem yaratan, problem oluşmuş hale getirmemek lazım, beklememek lazım. Deci eu asta vreau să le spun tuturor, să nu aștepte să se mărească problema. La început totul este extraordinar de ușor. Ce legătură are, domnule doctor, spuneați la începutul acestei discuții, de culoarea pielii și părul blond?
Care este exact legătura între aceste pietre și tenul, culoarea părului persoanei? Siz dediğiniz başlangıçta ki açık tenli, açık saçlı ve kadınlar da çok safrakis şey problemi yaşıyor. Nasıl bir bağlantı oluyor bunlar ikisi arasında? Yani bu bir sıklık. Tam sebebi açıkçası bilinmiyor. Ama bu güzel olmanın getirdiği bir dezavantaj diye yorumluyorum ben. Zice, nu pot să știu și nu știu, dar sunt niște statistici și din statisticile acestea, doamnele care au tenul mai deschis, așa sunt în statistici, nu știu. Zice, asta e dezavantajul, va fi frumos. Dacă ești frumos, ai piatră la fiere, deci. 40 female fat. Bun, vreau să vă întreb, domnule doctor, mărimea sau numărul pietrelor pe care o persoană le are la vezica biliară contează atunci când vorbim de intervenția chirurgicală? Ameliyat olduğu zaman taşı büyüklüğünü yoksa taşı taneleri önemli mi? Hayır. Sizce nu contează? Nu contează. Büyük taşlar iltihap yaparlar. Zice, pietrele mari fac infecție în fiere. Şimdi yapacağım ameliyat öyle bir ameliyat. Deci operația care urmează să intru acum așa, este o operație de acest gen, cu piatră mare cu infecție. Ama küçük taşlar ana safra kanalına düşüp sarılık yaparlar. Dar pietrele mici pică pe canal și fac hepatită persoanele. Deci fiecare are aceste două posibilități sunt. În rest, bana sorsanız ben ikisi arasında bir seçim yapamam. Zice, dacă mă întrebați, eu nu fac o alegere între care să fie mare sau mică. Toate trebuiesc eliminate. İkisi de çok problemli durumlar. Amândouă creează anumite probleme, după cum vedeți. O yüzden safra kesesindeki taşın büyüklüğü, küçüklüğü, sayısı hiçbir şeyin önemi yok. Safra kesesinde taş var ise bu ameliyat gerektirir. De aceea nu contează dacă este piatra mare, mică sau câte sunt. Important e că trebuie scoasă de acolo. Ce se întâmplă, domnule doctor, dacă nu facem o astfel de operație, deși deja răspunsul ni l-ați dat? Tioki, zate buso ceva verdiniz. Bu ameliyat yapılmasa ne olur? İltihap, sarılık, pankreatit. Bir sürü, çok. Deci infecție, hepatită, pancreatită, sunt foarte multe boli care încep de aici. De la ceva banal se poate ajunge la ceva foarte grav. Çok basit bir şey, çok zor bir şey olabilir. Da. Este o operație riscantă? Mi-ați dat de înțeles pe parcursul acestei discuții că nu. Mi-ați zis că pacientul practic are parte de o internare de o zi. Demek anladığım kadar zor bir ameliyat değil, hastane az kalınıyor demek ki kolay bir şey. Evet yani bunu büyütmemek lazım, bundan korkmamak lazım. Bir günlük bir işlemden bahsediyoruz ama bu büyütülür ise aylarca hastanede kalan hastalar oluyor, işte ondan korkmak lazım. Deci trebuie să știm că este o operație ușoară, este o operație de o zi, trebuie acționat foarte rapid. Totul depinde de noi, cât de hotărât suntem să rezolvăm această problemă, pentru că dacă se întârzie, poți rămâne mai multe zile la reanimare și pot apărea complicații. Nu este deloc o operație, nu este o problemă fierea, zice. La ce interval, domnule doctor, recomandați astfel de controle de rutină? Pentru că pacienții sunt asimptomatici, cum spuneam puțin mai devreme. Base de ochi, base insanar, să fragese buldutaș, am aici pe sindromul eu, nică dar să araştırmamız lazım, să fragese varmă eu. 40 yaşında mutlaka bir sefer ultrason yapılması lazım. Senede bir kere. 40 yaşında bir tane yapılacak. Zice, până la 40 de ani trebuie neapărat odată să faceți o ultrasonografie, să vedeți. Zaten 40 yaşında bayanlarda meme
tetkikleri de başlıyor. Bir de karnına da ultrason yapmak lazım. Și eu mai recomand doamnelor după 40 de ani, pentru că trebuie să facă mamografie, nu? Așa se zice pe românește, pentru sâni. Deci, da, mamografie. Și atunci când fac mamografie, să facă și o ecografie intestinală la ficat, pancreas, la uter. Deci, pentru doamne este foarte bine să facă o dată pe an o ultrasonografie. Eğer bir şey saptanmaz ise 3 yılda bir yaptırmak yeterli. Dacă nu se găsește nimic, deci nu găsește absolut nimic, la 3 ani odată să continue să facă, la 3 ani odată. Ama şikayet var ise, yani bir ağrı, bir sızı, bir ateşlenme, o zaman 40 yaş beklenmez. Dar dacă are dureri, nu trebuie să mai aștepte mic și atunci să facă controlul. Nu trebuie să aștepte 40 de ani. Practic, prevenția este foarte importantă, din câte înțeleg eu. De ok. În cărumac, în onemli. Aynen. Erken teşhis, yani Romanya'da da vardır bu laf. Erken teşhis önemli ama erken teşhis ettikten sonra tedavi etmediğiniz sürece ne önemi var? Yani safra kesesi taşını erken teşhis ettiniz ama gerekli tedbiri almıyorsunuz. O zaman neyi anladım? Niye yaptım? Zice că întâlnim oameni foarte diferiți. Deci, își fac analizele. Descoperă boala. Pot să repet? A zis că aflăm, ne controlăm, descoperim, dar pe urmă așteptăm. El așteptarea nu înțelege. Dacă se pune un diagnostic a unei boli, trebuie imediat acționat. Intervenit. Corect. Pentru că altfel se poate ajunge în situații de genul celei prezentate puțin mai devreme. Domnul doctor tocmai a spus că se pregătește să intre într-o intervenție chirurgicală destul de dificilă. Vorbim de o piatră care a făcut și infecție, pacienta respectivă este și însărcinată, deci complicațiile chiar sunt destul de mari în cazul respectivei doamne. De dorit să nu se ajungă la așa ceva. Și șoanda că ameliată ghiriceană de hamile hanum infecțion. Eu keşke oraya kadar gelinmesin. Kesinlikle, absolut. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile extrem de utile pe care ni le-ați oferit. Le-ați oferit, de fapt, oamenilor care ne urmăresc. Sper să mai avem ocazia să mai discutăm și altă dată pe marginea unor subiecte similare. Vă doresc succes, operația să fie o reușită, sunt convinsă de altfel că așa va fi. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc numai bine. Dio, dua ediyor. Sizin için bu ameliyat güzel geçmesini ve bundan sonra çok teşekkür ediyor verdiğiniz bütün datalar için. Umarım yeniden başka konularla bir arada gelebiliriz. Ben de teşekkür ederim. Și eu vă mulțumesc. Lütfen 40 yaşında meme kontrollerimizi kadınlar için söylüyorum. Yaptıralım. Karnımıza ultrason yaptıralım. Zice, și eu vă mulțumesc și vreau să vă spun, pentru că vreau să văd oamenii sănătoși, pentru doamne la 40 de ani să-și facă mamografie și o ecografie abdominală. Arabalarımızı bile her 15 bin kilometrede bir kontrole götürüyoruz ama kendimize bir şey yaptırmıyoruz. Este foarte interesant că mașinile cu care mergem la 15.000 de kilometri le facem un control extraordinar, dar corpul nostru uman care este cel mai bun nu-l controlăm atât de des. Ve tespit ettiğimiz hastalıkların gereğini yapalım, tedavisinin peşine düşelim. Și atunci când găsim o boală, un focar, ceva, să nu lăsăm pentru altă dată, atunci să acționăm. Să nu așteptăm. Biz buradayız. Roman hastalarımızı bekliyoruz. Zice, noi suntem aici, așteptăm oamenii din România.
Cu siguranță oamenii de aici din România v-au auzit, cu siguranță vor recurge la serviciile dumneavoastră, pentru că domnule doctor a spus că nu trebuie așteptat, intervenția chirurgicală făcută la timp este extrem, extrem de importantă. Vă mulțumesc tare mult încă o dată și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere! Și noi vă mulțumim mult! La revedere! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ne-ați fost alături. Pe data viitoare, toate cele bune! La revedere!